jumătate ai ghicit un desen pictat în aer. Testează-ți intuiția împreună cu noi în vlogul de astăzi. Deci să începem! Astăzi copiii joacă împotriva părinților! Yeah! Aici avem pregătite o mulțime de opțiuni pe care le vom alege cu ochii închiși pentru a fi desenate. Ca să putem desena în aer, vom folosi acest set Pictionary Air. Să vedem care echipă începe la UEFA. UEFA! Aoleu! Noi începem! Mircea este! În prima rundă eu voi desena, iar Mircea va ghici. Melissa are deja ochii legați și extrage 5 bilețele. Hai, Melissa, prima! Super! Mircea, ai de ghicit! 2, 3. Să vedem. 3, 2, 1, start! Așa. Ce este asta? Piernă? Da! Așa. Așa. Hai, Melissa! Pâine? Broccoli. Nu! Hai! Așa, nu știu cum să fac. 3, 2, 1. Timpul a expirat, Melissa. Mircea nu a ghicit. În această rundă, copiii au acumulat doar un punct. Să vedem cum se vor descurca părinții. Hai, Mircea, mă filmezi? Prima, a doua, a treia, a patra și a cincea. Vai, mă voi descurca oare? Hai să începem, mă scuzi. Wow. Dacă ceva nu este în regulă, dar mă strădui. Chiar nu înțelege nimic. Ce faci? Seringă? Da! Wow. Bravo, tati, ai ghicit, este o seringă. Așa. Nu prea pot să fac această chestie. Va fi foarte greu pentru tine, mami. Pentru mine foarte și altul. Nu înțeleg nimic! Valuri? Valuri? Nu. Da. Și două. Scoici? Nu scoici, dar... Da, de ce? Una e aici și una e aici, dar... Plază? Nu, dar... Una acolo. Acum acolo, da. De ce? Da, așa, noi. Pământul? Ei, nu, pământ. Corabie? Da! Dar corabia are un nume. Ai în două, Titanic, care da! Sunt în două. Avem două puncte. Iar concursul pentru voi în vlogul de astăzi este următorul. Primul trebuie să ghicesc ce am desenat eu. Așa, hai că e simplu. Voi primul va fi. Să înceapă extragerea. Aici, Mircea. Super fain. Ia privește ce trebuie să desenez prima. Provocare cam dificilă. Ce este aceasta? Ce e asta? Încă o dată, știi? Hai, șterge, Melissa. Așa. Nu înțeleg. Așa. Și, Melissa? Cântar! Melissa, ce este? O statuie care ține cântarul? Este judecător! Așa, da. Profesie judecător! Foarte simplu! Hai, Melissa, trece timpul! Așa... Da... Și... Umbrelă! Da, Melissa! Primul cuvânt chiar a fost dificil, dar ați fost super bravo! Uite, aici este Femida cu cântarul în mână! Mircea, ți-a venit o idee foarte bună! E rândul să ghicim desenul meu! Așa...
Mircea, cu siguranță vor înțelege ce este. Așa, hai, super! Iuhu, bravo Mircea! Gata, acesta e desenul. Eu am ghicit. Să vedem abonații dacă vor ghici. Scrieți în comentarii ce a desenat Mircea. Și iată desenele mele, oare cum mă voi descurca? Și toate trebuie să le ghicească. Cheie? Da! Este! Stop, pauză! Următoarea este aceasta! Op! Da, mami! Casă? Nu! Da, e o casă! E o casă! Da, e o casă! Gata! Mai mult, mai mult! Să ștergi! Ce? Ui, nu înțeleg! Poștă? Da, da, da! Wow! Stai, că nu știu cum să fac! Păi, și așa, la nimereală! Te! Asta e nici ascătate! Mircea! Un părț? Da! O lumânare! Da! Este! Haltieră ceva? Da! Wow! Am câștigat! Și... Wow! Soare! Da! Yeah! Am acumulat 6 puncte în această rundă! Yeah! Tati! Dai un 5! Au mai rămas încă 3 runde! Ia priviți scorul! 8-3! Părinții contra copiilor! Super! Ce? Ia vezi! Wow! Așa... Tunel? Nu, dar seamănă! Hai, Mircea, trebuie să ghicești! Curcubeu? Da! Copac? Da! Ce faci, Elisa? Fund? Da! Da! Scuzați, dar așa este jocul. Ce-a picat, aceea e desenat. Așa. Și așa. Ce este? Nu știu. Repede, știu. Hai. Așa și aceasta. Este prea gros, Melissa. Probabil nu trebuie să ghicească. Șterge Mircea. Pix? Da. Punctul pentru că Mircea a ghicit. Vreau să văd cine va ghici și desenul meu. Așa. Așa. Wow, Elisa. Super. Prima e aceasta? Da. E foarte simplu. Super. Hai să vedem. Da. Mami, fantomă? Da. Mașina? Da, da, dar... Stop, stop, mașina, mașina... Iată, toată trebuie să ghicim. A, roată? Da! Și este dezumflată? Da! Ha, este! Așa... Ce e asta? Să... Stetoscop. Nu, tati. Urechi? Nu. Da. Ochi? Nu. Gata, mă predau. Ce era aceasta? Căci fără fir. Cum zici? E simplu sau nu? Ăsta? Elisa, vine tine. Brad. Da, Brad.
Și ce este asta? O față? Da, care are? Zece pistrui? Da! Bravo! Da! O față tristă? Da! Da! Apă? Da! Apă caldă! Apă caldă! Yeah! Ce este ce asta? Nu mergea. Stierge! Stierge? Da! Ceas de mână? Nu! Chips! Da! Da! Treisprezece la zece! Wow, copii, merg înainte! Da! Pătrat, horn! Da! Este! Așa. Pătrat, trevizor! Da! Este! Nu chiar simt. Cerc. Ochi. Ochelari. Oh, Moș Crăciun? Dar. Fără barbă. Da. Și ochelari, Moș Crăciun, fără barbă. Ai făcut-o. Așa, o stea. Cântă. Da. Și este o muzică. Da, și când e muzica asta? A, la Crăciun! Da! Runda finală, va fi runda decisivă, mami! Mai avem ultima rundă! Să câștige părinții! Nu. Da! O să câștige copii! Da? Da? Cușcă? Nu! O lăcată! Da, și? Comorile lui Raja! Da? Ce este? Șoricel? Nu! Deja e gata! Timpul a expirat! Ce era? Și adesea tocmai un punct! Era un măr cu vierme! Nu se înțelege nimic! 14 la 13! Avem nevoie de două puncte ca să-i depășim. Și ce va desena, mami? Wow! Da? Mami, tu vrei să câștigăm sau? Da. Mouse! Da! Este? Bun. Mami, tu! Papion? Da! Foarte mare papionul tău. Da. Dar mai continuăm sau... Ce e, tate? O geantă? Nu. Ui. Încă mai dificil. O față, o căciulă? Da. Este. Plângi. Nu. Vulcan. Da. Munți. Dinți? Mircea! Gură! Da! Este! Iar acum totalurile jocului! Mircea, vină cu aici! Câștigători sunt echipa galbenă! 14 versus 18! Nici nu m-am gândit că copiii ne vor ajunge atât de aproape, mami! Surpriza se duce la copiii noștri, pentru că ei sunt... foarte străduitor! De fapt, surpriza era următoarea. Cine câștigă acest challenge va trebui să facă curat în casă! No! Super! Trofeul! Vi-l mânăm vouă! Pentru că avem... oaspeți! Avem musafiri, niște prieteni foarte dragi familiei noastre! Cu care va trebui să facem ultimul episod... Din evadează din închisoare! Împreună cu... Dar nu vă spunem
cine, scrieți voi în comentarii, oare ce musafir va veni la familia Mele Mie? Iar noi vă spunem...